Hello, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Numele meu este Mirela și astăzi o să vă prezint produsele pe care le-am achiziționat de la Tarte. Am făcut o comandă pe site, pe site-ul de la celor de la Tarte Cosmetics. O să vă las și link unde puteți să faceți comandă și mi-a venit această comandă. Ei au tot timpul oferte, codurile acestea de reducere și mi s-a părut super interesant. Uh, și ce mi se pare super, mega, fantastic, așa să zic, că aceste produse se găsesc când uh, se comandă din uh, Statele Unite, din New York și ele vin așa, zboară, nu știu, probabil că vin cu vaporul sau poate cu avionul. Uh, și vreau să vă zic că uh, urmărește așa tot traseul când ajung produsele și mi se pare super, super ok. Uh, singurul lucru care aș vrea să-l să spun este că... Uh, de obicei nu primiți o notificare când urmează să vină produsele, ci pur și simplu o să primiți un telefon de la curier, de la firma de curierat și ei lucrează cu cei de la GLC, din ce am observat, și primiți un telefon de la ei și trebuie să fiți acasă ca să puteți să preluați acest, acest colet. Eu am făcut comandă undeva pe 25 mai, Cam așa și uitați-vă că au venit cam două săptămâni jumate uh, au, uh, au venit aceste produse, două săptămâni, trei, cam cam așa durează comanda, destul de mult, dar oricum uh, să știți că sunt super fericită că am primit această comandă și mai ales că toate produsele le-am luat la prețuri rezonabile. Uh, ei au tot timpul, nu sezonier, produse din acestea la sales și... Găsiți acolo în rubrica de sales produse, adică nu trebuie să așteptați, nu știu, să zicem, terminarea sezonului de vară sau terminarea sezonului de iarnă, pentru că ei tot timpul au astfel de produse la sales și puteți să primiți și coduri de reducere adiționale, astfel încât puteți să le luați la un preț foarte, foarte bun. Și haideți să desfacem împreună produsele, uitați-vă cum vine în această cutiuță, care arată cam așa, da? și avem acolo mesajul de la Tarte, Uh, cheers to uh, uh, 20 years and counting și mesajul de aici de pe cutie, kind is the new pretty, foarte, foarte drăguț, uitați-vă, foarte frumos și haideți să începem. Evident că cutia o să o la reciclat, ca să știți. Și au diverse oferte și o să vă zic acum ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat două palete, trei palete avem, haideți să vedeți, mi îmi plac foarte mult paletele. Am această paletă, nu este o colecție nouă, dar mie tot îmi plac. Uitați-vă ce calitate și cum sunt, cât de frumoase sunt aceste palete, cum arată. Mie mi se par super, super, super drăguțe. Uitați-vă cât este de frumoasă această paletă. Și cred că are 18 culori. Și să și începem să deschidem această paletă. Să vedem dacă și găsesc eu ceva cu care să, să vă arăt. Da. O să vă arăt um, paleta. Are și oglindă. E super calitativă paleta. Și uitați-vă acum. Uitați-vă cât este de frumoasă această paletă. Avem niște culori superbe. Mi se par super pigmentate. Uitați-vă cât, cât este de frumoasă și e super calitativă, adică mi se pare destul de rezistentă cutia și avem și acest mesaj. În fiecare cartonaș o să găsiți mesajul acesta cu fondatorul, în fiecare cutie o să găsiți mesajul cu uh, cu acest cartonaj Foarte, foarte drăguț, îmi place foarte mult această paletă, sunt pe culorile acelea uh, uh, pe... Roz, nude, galben, auriu, chiar este superbă paleta, și abia aștept să o folosesc. Uitați-o încă o dată cum arată. Superbă. Tot din această serie avem și paleta a doua, care cumva sunt similare, dar capacul este un pic diferit. Uitați-vă cum este. La fel, aceeași calitate, numai că acesta este pe un grena așa. Și haideți să vă arăt și cum arată aceasta. Aceasta, tot așa pe bej, dar are culorile un pic mai închise, adică avem marouri din acestea, tonuri mai închise. Uh, și pe culori din acestea, pe un albastru verde, tot așa, combinație între culori, culori uh, mate și culori uh, cu glitter scripitoare, uh, par foarte pigmentate și îmi place foarte mult și ambalajul, îmi place și calitatea produsului, abia aștept să le folosesc. Și fiecare paletă are o oglindă. Și v-am zis, sunt combinații din acestea. Deci acestea au venit la set, ambele, au fost într-o cutiuță și cutiuța este aceasta. Deci am luat acest set. Bun, următorul produs pe care l-am comandat, că vorbeam de trei palete, este această paletă care îmi place maxim, este una dintre preferatele mele ca și palete. Zici că e o cutie cu bomboane de ciocolată și deci pur și simplu așa te duce cu gândul la o cutie cu bomboane de ciocolată. Și haide să vă arăt. Deci se numește Sugar Rush. Foarte frumos. Și ea arată așa, Sweet Tart Cravings, da și ambalajul este foarte drăguț și te duce cu gândul la o cremă de ciocolată, uitați-vă, ca parcă zici că e o cremă din aceea de ciocolată, de Nutella sau ceva. Și haideți să vă arăt acum cum arată interiorul la această, uitați-vă cât este drăguță această paletă. Deci zici că sunt niște bucăți din acelea de ciocolată sau bomboane de ciocolată. Cu inimioarele acestea îți vine să mănânci această. Nici nu ai senzația că e paletă, ci mai degrabă spui că e o cutie de bomboane. Vai, și știi care e faza? Că miroase și a ciocolată. Deci vă dați seama ce drăguț așa să ai o paletă care te duce cu gândul la bomboane de ciocolată și să miroasă a ciocolată. Foarte, foarte. Trebuie. Nu cred că am văzut în România paleta asta, dar îmi place maxim, chiar îmi place maxim uh, și vreau să vă zic că sunt fanul lor, adică chiar îmi place. Pe aceasta, să știți că am dat, cred că 150 de lei, cam așa era la, la reduceri, dar sunt foarte, foarte încântată de, de această paletă și haideți să mergem mai departe cu produsele. Am mai comandat un set din acesta trio, nu știu cât dar cred că 100 de lei a costat acesta, care are așa, un rimel, un concealer și un lip balm. Haideți să le și vedem împreună. O să și desfac cutia, să vedem dacă reușesc să o desfac. Și avem trei produse acestea. Deci rimelul, concealerul și acest lip balm, să zic așa, este Juicy Lip. Probabil că e un pic mai deschis. Și concealerul e un pic cu ambalajul acesta cu auriu, foarte drăguț așa, foarte luxuriant. E destul de deschis, eu l-am luat deschis. Nu aveam un consilier de la ei, dar am înțeles că sunt numărul 1 pe consilier. Um, nu cred că o să-l desfac, dar să știți că nuanța este foarte deschisă, pentru că nu știu dacă o să-l folosesc acum. Mai am un fond de ten de la ei. Dar nuanța, să știți că e deschisă. Adică, um, uitați-vă: Double dotty, uh, Duty Beauty uh, și are numărul Fair Neutral. Deci e deschis, destul de deschis. Oricum, să știți că concealerul trebuie să fie mai deschis la culoare ca să poată să estompeze umbrele și ciarcanele. Și cred că poate fi folosit și ca primer pe ploape, Deci este foarte, foarte bun. Haideți să vedem dacă putem să facem și un focus. Da, avem și un focus aici. Și apoi avem și un rimel, un mini rimel care este de la colecția aceea men Eater. Am trusa de la ei, adică trusa de farduri, sau mă rog, paleta de farduri. Și aveau și acest rimel. Haideți să vedem și periuța cum este. Destul de ok, așa. Are niște peri foarte micuți. Uitați-vă cum este, are niște peri foarte, foarte micuți, așa. Sper să fie ok. O să încep să folosesc și o să vă spun cum, cum este. De-abia am făcut un unboxing la acest produs. Și îl văd odată cu voi, adică... Și acesta este un lip balm în care spun ei că este cu roz. Culoarea roz, probabil ce în gafir. Acesta este. E un balsam, așa să zic. La prima vedere pare un balsam de buze. E o culoare din aceasta. Spune că are maracuja, maracuia. Uitați-vă cum este. Deschis. Cred că e un balsam din acesta. O tendință de roz. O nuanță de asta de nude. Care e super versatilă. M-am dat puțin cu el, este foarte cremos, foarte untos, așa. Chiar foarte, foarte untos. Da, deci este un balsam din acela. E destul de cremos. Aș putea să zic că l-aș folosi pentru. Da, este mai mult un balsam, așa arată. Și merge foarte bine pe buzele uscate, foarte, foarte bine pe buzele uscate și iarna, când tot așa ți se usucă buzele, mi se pare foarte potrivit acesta. Adică chiar, chiar merge foarte bine. Așa, și următorul produs este și ultimul din această cutie. Să vedem unde este... Avem o cutiuță din aceasta care am, am primit-o de la ei. Uitați-vă cum este. Am făcut o pauză că vreau să văd ce scrie pe ea. V-am zis că de-abia astăzi am primit pachetul și spun ei că scrie așa Drink of Water Hydrating Boost Boost Hidratant Deci este o cremă din aceasta răcoritoare pentru față și decolteu și pentru zona bustului. E destul de răcoritoare, așa, și foarte mentolată, aș putea să zic. Adică se simte un pic camfor, mentă, la prima vedere și la prima impresie este că... Parcă zici, e atât de răcoritoare, de parcă îi spune că e o genulă de cremă specială pentru picioare, nu pentru față, dar aceasta este pentru față și zona decolteului și pentru... Um, zona aceasta a bustului, să zic. Și mi se pare drăguță, eu am un flacon mic de 10 ml. Aceasta a fost a, a fost o monstră gratuită de la ei de 10 ml și spune ei că se poate folosi și ziua și a, seara. Deci, ca să facem așa o recapitulare, aceasta a fost comanda, am avut trei palete, aceasta în formă de ciocolată, care îmi place cel mai mult dintre toate. Deci, ca să fac așa un top al produselor, ar fi această paletă, care este superbă, e... îmi place cel mai mult această paletă. Apoi, prima paletă care îmi place, a doua paletă care îmi place este aceasta, pe care v-am arătat-o cu culorile acelea calde de auriu. Apoi, al treilea produs care îmi place este acesta, la fel paletele, că mie îmi plac paletele, și evident, la egalitate ar fi acestea, să zicem, concealerul care cu siguranță o să-l folosesc și acest rimel care îl voi folosi, pe amândouă le voi folosi. Iar pe ultimele locuri, așa să zicem că îmi plac, nu atât de mult ca celelalte, sunt mai puțin exciting, ar fi acest lip balm care, la momentul acesta, să zicem că. E un balsam, nu e ceva spectaculos, dar e drăguț și acesta și crema aceasta care, v-am zis, e răcoritoare, aștept să vedem dacă într-adevăr e bună, dar mirosul mă duce cu gândul la o cremă de picioare mai degrabă sau o, o cremă din aia care se răcorește picioarele decât la o cremă de față, adică nu prea sunt obișnuită să am astfel de creme, dar eu o să o folosesc, o să o încerc să văd cum este și o să vă zic. Cam aceasta a fost comanda de la Tarte. Mulțumesc celor de la Tarte că s-au gândit să livreze și în România și sunt profund impresionată. Și de fiecare dată când primesc coletul de la ei, al doilea colet, tot timpul stau așa cu emoții că aștept cu nerăbdare coletul pe care l-am comandat. Și astăzi la fel, a fost bucuria mea. Credeam că nu mai vine că s-a rătăcit coletul, dar nu s-a rătăcit, a venit și sunt super bucuroasă, am primit niște produse foarte frumoase și abia aștept să le folosesc. Cu siguranță în viitor o să mai fac comandă la ei și la alte produse o să vedem ce, că primul lucru care mă atrage la ei sunt evident paletele, dar am foarte multe palete și aș vrea să mai calm down cu paletele, dar oricum să știți că e o firmă de încredere și vă recomand, dar trebuie să fiți acasă ca să puteți să preluați aceste colete și nu știți niciodată când vine coletul, Asta este o problemă, că trebuie tot timpul cineva să fie acasă să preia coletul și nu prea știți când vine coletul. Adică, de obicei, eu mă făceam un calcul în momentul când ajungea în Olanda pachetul, atunci calculam să mai dureze așa câteva zile, până cam o săptămână de la momentul în care ajungea în Olanda, atunci am dat de -am seama că trebuie să vină și să ajungă coletul și în, și în România. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, o să vă las un link cu linkul către tart, dacă vreți să faceți comandă, să știți unde să faceți comandă. Eu să știți că nu am niciun cod de reducere de la ei. Ei au foarte multe reduceri, așa că nici nu aveți nevoie să vă dați cineva coduri de reducere. Și o să vă mai las un link cu prima comandă pe care am făcut-o la ei și care au fost impresiile mele personale. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mai aștept pe canalul meu. Și în cazul în care vă place contentul și ați dori să dezvolte acest canal, am rugămintea să-mi dați un like și un subscribe. Vă doresc o zi minunată!